Bună, dragi copii! Astăzi o să aflăm împreună multe informații despre circuitul apei în natură. După cum bine știți, viața pe pământ fără apă ar fi imposibilă. Fiecare ființă are nevoie de apă. De exemplu, oamenii au nevoie de apă pentru a o bea, a se spăla, plantele au nevoie de apă pentru a se dezvolta și animalele au nevoie de apă. Fără apă nu pot trăi. Apa este și un mediu de viață. Sunt multe specii de viețuitoare care trăiesc în apă. Pământul, planeta pe care trăim, este numită și planeta albastră. Numele este dat pentru că așa se vede din sistemul solar, deoarece aproape 3/4 din suprafața planetei este acoperită de apă. Apa este foarte importantă, de aceea trebuie permanent să ne purtăm responsabil și să nu poluăm sursele de apă. Pe pământ, apa o întâlnim în stare lichidă, în râuri, lacuri, mări și oceane. În stare solidă, în iceberguri, ghețari sau zăpadă. În stare gazoasă, sub formă de vapori, în nori sau în ceață. Dar haideți să descoperim împreună care este circuitul apei în natură, deoarece mișcarea ei este continuă. Nu se oprește niciodată. Când soarele încălzește apa de pe suprafața pământului, o parte din aceasta se evaporă, transformându-se în vapor de apă sau aburi. Fenomenul de evaporare are loc și în cazul plantelor și animalelor. De exemplu, animalele transpiră și transpirația acestora conține apă. Aceasta se evaporă, la fel ca apa din mări și oceane, intrând în circuitul apei. Această primă etapă a călătoriei sale se numește, dragi copii, evaporare. Așa începe călătoria incredibilă a apei, fiind sub formă de vapori, se ridică din ce în ce mai sus în atmosferă formând nori. Vaporii de apă se deplasează și acumulează particule minuscule și atunci când întâlnesc zone mai reci, vaporii de apă se condensează în jurul particulelor de praf, formând picături de apă. Această etapă din circuitul apei în natură se numește condensare. Norii sunt transportați de curenții de aer, de vânt, dintr-un loc în altul. Apa, în stare lichidă, fiind mai densă decât aerul și datorită forței de gravitație, face ca aceste picături de apă să ajungă din nou pe pământ sub formă de ploaie, dacă temperatura este mai scăzută, sub formă de lapoviță și ninsoare, dacă diferențele de temperatură sunt mari și apa trece foarte repede din stare gazoasă în stare solidă, se formează grindina. Grindina produce mari daune pentru plante și animale. Această etapă din circuitul apei în natură poartă numele de precipitații. O parte din cantitatea de apă care cade pe pământ intră în sol sau este colectată de ape curgătoare, care apoi își continuă călătoria pe distanțe mari până ajung în cele din urmă în mări sau oceane. Această mișcare continuă a apei poartă numele de circuitul apei în natură. Să avem grijă împreună de apa de pe planeta Pământ.
La revedere, dragi copii!